Martorii citați în dosarul în care Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițianu sunt cercetați pentru mai multe fapte grave produse asupra adolescentelor Luiza Melencu și Alexandra Măceșanu nu vor să se prezinte de bunăvoie la audieri. Pentru a nu tergiversa judecarea cauzei, magistrații Tribunalului Olt au decis ca persoanele citate pentru termenul din 24 noiembrie să fie aduse cu mandate. Printre aceștia se numără și controversatul om de afaceri din Caracal, Remus Rădoi, cel la care au apelat anchetatorii pentru a identifica mașina cu care a fost răpită Alexandra Măceșanu. Dosarul în care Gheorghe Dincă este judecat alături de complicele său Ștefan Resipițeanu pentru răpirea, uciderea și incendierea celor două adolescente din Dioși și respectiv Dobrosloveni se judecă pe fond la tribunalul Olt. Rechizitorul trimis de DICOT prin care s-a dispus trimiterea în a celor doi inculpați din cazul Caracal Gheorghe Dincă și Ștefan Risipițeanu, a fost înregistrat la instanța Olteană pe 15 ianuarie 2020. Gheorghe Dincă este acuzat de infracțiunea de trafic de persoane, trafic de minori, viol două fapte, omor calificat două fapte, profanare de cadavre două fapte, iar complicele acestuia Ștefan Risipițeanu este acuzat de infracțiunea de viol.